Și iată-ne din nou împreună la emisiunea 1-2-3 Milena, aici la Litoral TV, împreună cu numerologul Milena, într-o duminică furtunoasă, am putea spune. Nu este frig, în schimb a fost îngrozitor de cald, iar vântul a bătut îngrozitor de puternic. Se pare că vântul puternic a trecut și pe la Sorin Oprescu, despre care cu siguranță dumneavoastră ați auzit că ar fi adus DNA-ul pe la el pe acasă. Nu Sorin Oprescu a adus DNA-ul, vântul puternic l-a adus DNA-ul pe acasă pe la Sorin Oprescu. Se pare că vântul a fost purtat, nu Sorin Ovidiu vântul, ci vântul puternic ar fi fost îndrumat către casa primarului Sorin Oprescu de către patru indivizi care l-ar fi denunțat pe Sorin Oprescu, despre care ei ar fi spus că le-ar fi cerut mită, cumva 10%, mă rog, vreo 25.000 de euro, cam despre asta ar fi fost vorba în denunțul celor patru indivizi. Sincer să fiu, mă întristează această veste. Părerea mea despre Sorin Oprescu era una bunicică. Mie chiar îmi era simpatic individul, chiar îmi era simpatic acest om, al cumva arătos, al cumva citit, cultivat, de lume bună. Iată câteva lucruri despre Sorin Oprescu, născut la data de 7 noiembrie 1959, primarul general al Bucureștiului, a candidat independent la primăria generală a municipiului București, a câștigat în fața lui Vasile Blaga. În 2008, Sorin Oprescu și-a dat demisia din PSD pentru a putea candida la funcția de primar general la București. Bucureștean, divorțat, un fiu și o nepoată. Medic și profesor universitar doctor, a fost directorul Spitalului Clinic Universitar București, al Spitalului Universitar de Urgență Elias. Oprescu a fost medicul care l-a îngrijit pe Corneliu Coposu, fost președinte PNCCD, primul doctor al unui partid de stânga, care a îngrijit un bătrân președinte al unui partid mai mult dușman decât rival, scrie Oprescu pe blogul său. A fost președinte al Colegiului Medicilor din București. Când a fost reales în ianuarie 2008, s-a autosuspendat pentru a păstra funcția de senator. A fost președinte... Se află la al doilea mandat de senator de București, ales pe listele PSD. La data de 21 aprilie 2008 a demisionat din PSD după ce a fost membru al acestui partid timp de 13 ani. A candidat la primăria capitalei și în 1998 și în 2000, pierzând de fiecare dată. În 2005 a candidat pentru funcția de președinte executiv al PSD, dar a pierdut în competiția cu Adrian Stase. La începutul lui 2006 a contestat public reformele din sănătate propuse de ministrul Eugen Nicolaescu. A contestat și legalitatea schimbării din funcția de director de spital, iar decizia instanței i-a dat dreptate. În iulie 2006, Oprescu a fost ales președinte al filialei PSD București la congresul din decembrie 2006, este învins în cursa pentru șefia PSD de către Mircea Gioană și se retrage și din funcția de lider al PSD București, fiind înlocuit de Marian Vanghelie. În ziua în care am plinit 56 de ani, mărturisea într-un interviu: Spitalul Universitar este cea mai mare realizare a mea, după care vine Eliasul. Partea de politică am început să o gândesc abia după 40 de ani. Nu am fost niciodată tentat să renunț la politică, dar câteodată mi se face acru în gură când văd instabilitatea oamenilor. Ha, da. În 2009, acela Sorin Oprescu s-a lansat în campania pentru alegerile prezidențiale din acel an, având drept semn electoral un soare albastru înscris într-un cerc. Sorin Oprescu a obținut 3,18% din voturi, situându-se pe poziția a 6-a dintre cei 12 candidați. Iar acum ajungem la informația de bază, aceea potrivit căreia, la începutul lunii septembrie, mai exact
În noaptea de sâmbătă spre duminică, undeva la data de 6 septembrie, da, orele 0:30, Sorin Oprescu a fost reținut de către Direcția Națională Anticorupție după ce ar fi primit o mită de 25.000 de euro. Iată ce mai scriu ziarele în legătură cu această știre. Perchezițiile la locuința primarului Sorin Oprescu s-au finalizat în jurul orei 15, după care edilul a fost scos din locuința sa de la Cioplane, având cătușe la mâini. Urât, scârbos, îngrozitor, cum să duci un om cu cătușe la mâini înainte de a-i stabili vinovăția? Evident, au fost anchetatorii la domiciliul lui Sorin Oprescu, de la care au ridicat mai multe cutii cu documente. S-au făcut percheziții în mai multe locații, au fost vizate de asemenea sedii la trei instituții publice, respectiv Primăria Capitale, Administrația Cimitirelor și Centrul Cultural al Palatelor Brâncovenești de la porțile Bucureștiului. La sediul DNA au fost de asemenea aduși, au început să fie aduși la audieri mai mulți angajați din Primăria Capitalei. Sorin Oprescu, avocatul lui Sorin Oprescu, spune că la o primă analiză a dosarului acuzațiile DNA sunt nefondate. Totodată, el subliniază că Direcția Națională Anticorupție ar trebui să clarifice mai bine dosarul lui Oprescu. Este prematur să fac declarații la acest moment. Vă rog să înțelegeți că noi, avocații, încercăm să tratăm cu echilibru acest caz și să nu cădem în plasa afirmațiilor nefondate. La o primă analiză a dosarului pot spune că acuzațiile DNA sunt nefondate. Ele se bazează pe deducții ale unor persoane, fapt inacceptabil într-o asemenea situație. Clientul meu m-a mandatat să vă spun că niciodată nu a cerut bani direct sau indirect, prin intermediari, de la nimeni. Banii nu au fost primiți de la denunțătorii al domnului Oprescu, nu știa proveniența lor. Era datoria DNA să clarifice mai bine acest lucru, nu să arunce în arest un om doar pe vorbele aruncate de alții inculpați. Oprescu este acuzat că a luat 25.000 de euro de la un denunțător, parte dintr-o mită totală de 60.000 de euro și că percepea 10% din mai multe contracte desfășurate la Primăria Capitalei. Iată comunicatul DNA. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Secția de Combatere a Corupției, au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând de la data de 6.09.2015, ora 0.33, până la data de 7.09.2015, ora 0.33, a inculpatului Oprescu Sorin Mircea, primar al municipiului București, cu privire la săvârșirea infracțiunii de luare de mită. În ordonanța procurorilor se arată că în cauză există date și indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt. Și acum să vă țineți. În perioada 2013-2015, un grup bine organizat, la care a aderat și inculpatul Oprescu Sorin Mircea, a înființat în administrația locală din municipiul București un sistem prin care operatorii economici care doreau să primească contracte din partea instituțiilor publice aflate în subordinea primăriei, trebuia să remită o parte din profitul brut realizat din execuția acestor contracte cu titlul de mită unor factori de decizie din cadrul aparatului primarului municipiului București. Astfel, executantul păstra pentru sine între 30% și 33% din profitul brut, iar diferența era remisă funcționarilor din cadrul aparatului primarului municipiului București cu titlul de mită, un procent de 10% din valoarea contractului fiind cerut pentru inculpatul Oprescu Sorin Mircea. Concret, membrii grupului, persoane cu funcții de conducere din cadrul a două instituții publice din subordinea primarului municipiului București, facilitau câștigarea contractului, vorbeau cu angajații din subordine să accepte documentația de atribuire, precum și să aprobe și dispune efectuarea plății facturilor emise de firmele respective foarte repede față de momentul facturării, totodată solicitând sume de bani pentru persoane cu funcții de conducere în aparatul primarului municipiului București, precum și pentru primar. La data de
de 5 ianuarie 2015, în baza unei înțelegeri prealabile cu conducătorul unei instituții publice din subordinea sa și o persoană de încredere a primarului, inculpatul Oprescu Sorin Mircea a primit de la primul suma de 25.000 de euro din totalul de 60.000 de euro pretinși de cei doi de la un număr de 4 denunțători pentru edilul municipiului București. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații. Inculpatului Sorin Oprescu Mircea i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile în conformitate cu prevederile la, urmând ca acesta să fie prezent la data de 6 septembrie 2015, prezentat la data de 6 septembrie 2015 Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Urât. Urât. Incredibil. Haideți să vedem care sunt datele de naștere ale primarului Sorin Oprescu și să calculăm împreună care este cifra destinului său, cum este pentru Sorin Oprescu anul 2015 din punct de vedere numerologic, cum este din punct de vedere numerologic pentru Sorin Oprescu, primarul capitalei, luna august. Și cum a fost ziua de 6 septembrie? Sorin Mircea Oprescu, născut la data de 7 noiembrie 1951. Bineînțeles, încercăm să aflăm repede câteva dintre trăsăturile generale ale caracterului său, iar pentru acest lucru vom afla în primul rând cifra destinului care ne dezvăluie trăsături generale ale caracterului fiecărei persoane în parte. Cifra destinului se calculează adunând fiecare cifră din data nașterii în parte și reducând ulterior la o singură cifră, ne uitând însă a lua în calcul și celelalte două cifre care adunate ne-au dat această cifră. Adică 7-11-1951 este data de naștere a lui Sorin Oprescu. Adunăm 7 plus 1 plus 1 plus 1 plus 9 plus 5 plus 1. 9, 19, 24, 25, 2 plus 5, 7. Astfel, constatăm că cifra destinului lui Sorin Oprescu este 7 din 2 și 5. Cifra zilei de naștere este a doua ca și importanță în întregul profil numerologic și dezvăluindu-ne de asemenea trăsături ale caracterului persoanei respective, 7. De altfel, toate calculele pe care le facem pe baza datei de naștere ne oferă informații despre trăsăturile de caracter. Calculele pe care le facem pe baza numelui persoanei ne oferă informații despre comportamentul persoanei respective, existând de asemenea un calcul, cifra care este cifra destinului plus cifra numelui complet, care ne oferă informații despre personalitatea respectivului individ. Se mai numește și cifra personalității sau cifra energetică, da? Ok. Mai facem un tabel pentru a descoperi câteva dintre trăsăturile comportamentale ale lui Sorin Oprescu. Și mai facem un tabel pentru a descoperi câteva dintre pentru a adăuga câteva dintre trăsăturile de caracter ale sale. Acest tabel este format din 9 căsuțe, 3 linii, 3 coloane. Fiecare căsuță cu cifra ei, cifra și căsuța, de la 1 la 9, pe 7 îl trecem în căsuța lui 7, 1 în căsuța lui 1, 1 în căsuța lui 1, 1 în căsuța lui 1, 9 în căsuța lui 9, 5 în căsuța lui 5, 1 în căsuța lui 1.
Și observăm că Sorin Oprescu are linia hotărârii, începe un lucru, îl duce până la capăt, are 4-1 numerograma zilei de naștere, are calități de lider, îl are pe 7 numerograma zilei de naștere, preferă singurătatea, îi lipsește cifra 6 din numerograma zilei de naștere, ceea ce înseamnă că nu are nevoie de căsnicie, se poate descurca și singur. Are o cifra destinului 7 din 2 și 5. Este ciudat, este enigmatic, este încăpățânat, este însingurat, este ciudat, este ciufut, este greu de înțeles, este ușor infatuat, are și motive, zic eu, este greu să ajungi la el. Este deopotrivă însă bun partener, bun prieten, știind foarte clar care sunt prietenii, care sunt dușmanii, ce vrea și ce nu vrea, ce va face și ce nu va face niciodată. Este periculos prin faptul că nimeni nu va ști niciodată cu ce se ocupă el de fapt, poate interpreta oricâte roluri este necesar, se plictisește repede, este un bun vânzător de imagine. Și de asemenea este periculos prin faptul că nu uită și nu iartă niciodată, ceea ce înseamnă că dușmanii săi să nu se bucure că Sorin Oprescu nu are reacții urâte pe moment. Mai bine s-ar ruga ca el să le tragă o bătaie bună atunci și să-i treacă. Greu de crezut, pentru că Sorin Oprescu tace și le face și le plătește dușmanilor săi atunci când vine timpul, atunci când este momentul potrivit, iar aceștia nu s-or mai ridica niciodată. Cifra zilei de naștere, care este 7, întărește cumva o serie dintre trăsăturile de caracter din cifra destinului său 7 din 2 și 5. Putem continua. Putem adăuga faptul că are o relație deosebită cu divinitatea, că este un fin psiholog, că este un bun cunoscător al naturii umane, că este greu să-l păcălești pe Sorin Oprescu, de aceea mi este greu să cred că Sorin Oprescu ar fi putut cădea în această capcană. Senzația mea este că a fost o lucrătură mare de tot și puternică. Nu spun că Sorin Oprescu n-ar fi luat și nici nu spun că Sorin Oprescu ar fi fost capabil să ia mită, nu, spun doar că Sorin Oprescu nu s-ar fi băgat atât de la vedere într-o astfel de chestie care să-l ducă într-o asemenea situație. Spun că Sorin Oprescu, dragii mei telespectatori, este mult, mult prea deștept și mult, mult peste ceea ce și închipuie cineva că ar putea fi. De aceea sunt convinsă că tot ceea ce se întâmplă acum în jurul lui Sorin Oprescu este o plasă deasă, deasă de tot, care îi se pregătește de foarte, foarte mult timp și care îi include mai ales pe oamenii lui de încredere, care probabil, cu siguranță, au fost ademeniți prin diverse alte persoane sau cu diverse alte lucruri pentru a crea această imagine a primarului Sorin Oprescu. În ceea ce privește cifra numelui complet, deci comportamentul lui Sorin Oprescu, îl aflăm calculând, adunând valoarea vibrațională a fiecărei litere din numele său complet. Știm că fiecare literă emite o serie de vibrații care ne influențează comportamentul. Știm că fiecare literă are o anumită valoare vibrațională și vom face astfel. Vom scrie mare numele lui Sorin Mircea Oprescu în cazul de față. Vom trece valoarea vibrațională a fiecărei consoane de desubtul fiecărei consoane și valoarea vibrațională a fiecărei vocale deasupra fiecărei vocale. Ulterior vom aduna vocale separate
separat, consoane separat, pentru ca în cele din urmă să adunăm valoarea totală a vocalelor cu valoarea totală a consoanelor, fără a uita însă un lucru important, și anume acela că numărul total, cifra vocalelor ne oferă informații despre ceea ce își dorește Sorin Oprescu, iar cifra consoanelor ne oferă informații despre modul în care este perceput Sorin Oprescu de către ceilalți. Cifra numelui complet ne oferă informații despre comportamentul său. Să pornim la treabă. Am scris mare. Sorin Mircea Oprescu. S. Consoană. Valoare vibrațională 1. O vocală. Valoare vibrațională 6. Trecem 6 deasupra lui O. R. Consoană. Valoare vibrațională 9. 9 dedesubtul literei R. I. Vocală, valoare vibrațională 9, 9 deasupra lui I. N, valoare vibrațională 5, M, 4, I, 9, R, 9, C, 3, E, 5, A, 1. O, 6, P, 7, R, 9, E, 5, S, 1, C, 3, U, 3. Și acum calculăm și le adunăm. 6, 6, 6... 7, 5, 4 cu 7, 11, 2, mai durează puțin, 6 cu 6, 12, 17, 8, 6 cu 7, 13, cu 2, 15, 6, 8 plus 6, 14, 1 cu 4, 5, mai facem o dată, întotdeauna să mai calculați cel puțin încă o dată pentru a vă asigura că tot ceea ce ați calculat dumneavoastră este corect. 6 cu 5, 11, 16, 6 cu 5, 11, 17, 8, 9, 6. Cifra numelui complet a lui Sorin Oprescu este 5. Asta înseamnă că are un comportament cameleonic. Este greu să creadă cineva vreodată că îl va putea cunoaște sau că îl va putea dovedi pe Sorin Oprescu. Face ceea ce vrea el, cum vrea el, în ce fel vrea el, iar ceilalți înțeleg din comportamentul său doar ceea ce își dorește Sorin Oprescu. Haideți să vedem acum care este dorința cea mai ascunsă a lui Sorin Oprescu. Are, conform numerologiei, funcție de calcule numerologice, putem spune că cifra vocalelor lui Sorin Oprescu, în calcul numerologic, da, este 8, ceea ce înseamnă că el și-ar dori să fie mai ambițios, să aibă mai mulți bani, să nu poată fi contrazis de nimeni, să vadă mai bine detaliile, să înțeleagă tot. Cum este perceput Sorin Oprescu? Cifra consoanelor este 6. Este perceput ca fiind serios, responsabil, implicat. Care este cifra personalității? Vă spuneam, cifra personalității ni-l dezvăluie pe omul complet cu tot ceea ce înseamnă caracter și comportament însumate. Vom aduna cifra destinului, care este 7, cu cifra numelui complet, care este 5, 7 plus 5, 12. Cifra personalității sau cifra energetică, așa cum mi se mai spune, este 3. Este norocos, este poate fi iute la mânie, este îngrozitor de talentat, se descurcă bine în orice situație, este potrivit pentru tot ceea ce înseamnă medii selecte, este un bun păstrător de secrete. Și apropo de lucrul acesta, să nu-l considerați ca fiind un amănunt. Cu siguranță, cei care l-au reținut pe Sorin Oprescu vor încerca să afle de la el, să scoată de la el tot felul de informații. Este greu de crezut că Sorin Oprescu le va oferi acestora pe tavă informațiile de care ei au nevoie și pe care
Ei cred că vor reuși a le smulge de la Sorin Mircea Oprescu. În ceea ce privește vibrația universală, dar și vibrația personală pentru Sorin Mircea Oprescu a acestui an 2015, vă reamintesc, există o vibrație universală și există o vibrație personală. Vibrația universală este cea care ne influențează pe toți, iar în acest an vibrația universală este 8. A luptei, a ambiției, a orgolului, a atenției la detalii, a dorinței de a face bani, a nemulțumirii, a luptelor de orice fel, a războiului extern, dar și mai ales a războiului intern, a războiului fiecăruia cu fiecare în parte. Este de asemenea anul căruia îi se mai spune și după faptă și răsplată. În general, în acest an, fiecare primește funcție de cât merită. Dar mai cu seamă, în acest an, în condițiile în care vom fi capabili și vom munci, vom reuși să acumulăm funcție de eforturile pe care le-am depus. Este foarte important. Dacă noi avem impresia că în acest an nu am primit atât cât a meritat, este pentru că noi, cu siguranță, nu am reușit să gestionăm eficient propria muncă și să o vedem așa cum trebuie. Am supradimensionat eforturile pe care noi le-am făcut, funcție de câștigurile pe care le-am realizat. Revenind, vibrația universală a acestui an este 8, iar pentru a calcula vibrația personală a acestui an 2015, cum vom face? La vibrația universală a acestui an, care este 8, vom aduna cifra obiectivelor a lui Sorin Mircea Oprescu, obiectivelor. Ei bine, cifra obiectivelor ce reprezintă, vă amintiți dumneavoastră cu siguranță, reprezintă drumul în viață pe care ar trebui să-l urmăm fiecare dintre noi, reprezintă conduita pe care ar trebui să o adoptăm. Ei, mă veți întreba, bine, bine, dar de unde știm noi care este drumul pe care ar trebui să-l purtăm? Păi ar cam trebui să știm, ar cam trebui să știm, întrucât de cele mai multe ori simțim încotro ar trebui să mergem și ce ar trebui să facem. Și ar trebui să ne urmăm instinctul, am putea spune. Atunci când nu urmăm instinctul, când nu ne urmăm instinctul și ascultăm în dreapta sau în stânga de cei care sunt cu siguranță bine intenționați, dar care n-au de unde ști întotdeauna ce este mai bine pentru noi și se gândesc la binele general, atunci când nu ne urmăm acest instinct, urmează a se prăvăli peste noi tot felul de ghinioane. Ei bine, cifra obiectivelor lui Sorin Oprescu sau cifra obiectivelor pentru fiecare în parte se calculează adunând ziua nașterii cu luna nașterii. În cazul lui Sorin Oprescu, ziua nașterii este 8, luna nașterii este luna a 11-a, luna noiembrie, 7 plus 2, 9, cifra obiectivelor lui Sorin Oprescu este 9, deci ce ar trebui să facă, ce conduit ar trebui să adopte de-a lungul întregii sale vieți, exprimarea iubirii universale. Nu-i așa că nu este ușor deloc, este aproape îngrozitor. Deci Sorin Oprescu a făcut bine, a mers pe un anumit drum care a fost ok pentru el, a fost medic, a făcut bine oamenilor din jurul său și ajutat semenii, pentru că este îngrozitor să-ți poți închipui că i-ai putea iubi de-a valma și pe bun și pe nebun și pe cei care îți vor binele și pe cei care îți vor răul. Important este însă pentru cei care au această cifră a obiectivelor nouă să încerce a nu le răspunde cu aceeași monedă celor care le fac rău. Este foarte important. E greu. Nu spune nimeni să toarcă celălalt obraz, dar să-și înfrâneze acele porniri de a se duce și de a-l strânge de gât pe nemernicul care, a cărui singură ocupație este aceea de a le face rău. Știu și eu suficient de mulți oameni, slavă Domnului,
suficient de mulți bărbați, suficient de multe femei care altceva n-au mai bun de făcut decât să butoneze Facebook-ul pentru a descoperi ce a mai pus aia pe Facebook, ce a mai făcut fisul, unde s-a mai dus, în ce direcție, cu ce s-a îmbrăcat, ce spune, ce face, la ce oră intră, la ce oră iese de pe Facebook, încotro se duce, ce desuri poartă. Ei bine, Sorin Oprescu și noi toți în general ar trebui să alegem a ignora pe acești nemernici și a încerca, culmea, da, să le facem bine. Știți cât de rău este pentru ei atunci când noi le facem bine? Știți cât de îngrozitor le poate fi dușmanilor noștri atunci când noi răspundem răului făcut de ei cu bine? Să vă spun de ce. Pentru că în momentul acela, toată energia negativă pe care ei o trimit către noi se va întoarce împotriva lor cu o forță de 10 ori, de 100 de ori mai puternic, făcându-le lor rău. Da, e greu de crezut, nu-i așa? Întorcându-le la Sorin Oprescu, are o cifră a obiectivelor 9. La această cifră a obiectivelor 9 adunăm cifra, vibrația universală a acestui an 2015, care este 8, 8 plus 9, 17, 7 plus 1, 8. Acest an are pentru Sorin Oprescu de asemenea o vibrație personală 8, este vibrația luptei, vibrația ambiției, vibrația răzbunării, vibrația aceea despre care vă spuneam că înseamnă după faptă și răsplată. Luna septembrie este de asemenea o lună cu vibrații 8. Senzația mea, după ce am făcut aceste calcule, este aceea că tot ceea ce se întâmplă este rezultatul unei lupte nevăzute, necunoscute între Sorin Oprescu și o serie de indivizi care au găsit cumva, într-un anumit fel, modalitatea de a-l liniști, de a-l reduce la tăcere pe Sorin Oprescu. Sorin Oprescu se află în toiul unui adevărat război încă de la începutul acestui an 2015, război despre care cu siguranță știu suficient de puțin oameni, dar despre care Sorin Oprescu nu a vorbit decât cu cei foarte apropiați. Este greu de crezut că Sorin Oprescu se va da bătut. În același timp, luna octombrie este o lună grea pentru Sorin Oprescu, este o lună cu vibrație nouă. Este o lună în care va reuși să-și recunoască trădătorii, este o lună în care se vor termina o serie de relații, este o lună în care va pune capăt unor îndeletniciri. Și tot anul viitor va fi un an dificil pentru Sorin Oprescu. Va fi un an încărcat de emoții de tot felul, va fi un an în care va fi supus unor riscuri îngrozitoare de boli sau de accidente. Eu îi doresc lui Sorin Oprescu să poată fi tare în această luptă, pentru că nu e ușor ceea ce l-așteaptă. În ceea ce privește zvonul potrivit căruia Muguri Sărescu, guvernatorul BNR, urmează să-și depună demisia din funcția de guvernator al Băncii Naționale a României în luna octombrie. Iată ce am mai aflat. Unele voci spun că Muguri Sărescu va ieși din viața publică în ciuda faptului că mai sunt 4 ani din actualul său mandat de guvernator BNR. Alte voci spun că va prelua funcția de premier în locul lui Victor Ponta în cadrul unui guvern de tehnocrați care va pregăti alegerile de anul viitor. Dacă se va hotărî să preia șefia executivului, Isărescu ar putea fi doar detașat de la BNR, la fel cum a procedat și în 1999, atunci când a mai ocupat funcția de premier pentru un an de zile. Printre numele vehiculate pentru preluarea șefiei Băncii Naționale se numără prim viceguvernatorul Florin Georgescu, viceguvernatorul Bogdan Olteanu, Nicolae Dănilă,
Actualmente președintel la Transfond, dar și Traian Halalai, director executiv Exim Bank. Da. Reprezentanții BNR nu au dorit să comenteze informațiile apărute pe site-ul bursa.ro, preferând să sublinieze faptul că Isărescu are mandat la BNR până în 2019. Mugur Isărescu se află la conducerea Băncii Naționale a României din 1990. Mugur Isărescu este născut la data de 1 august 1949 la Drăgășani, județul Vâlcea. Este economist. A absolvit în 1971 cursurile Facultății de Comerț Exterior din cadrul Academiei de Studii Economice. După absolvirea facultății a lucrat ca cercetător științific la Institutul de Economie Mondială din București pentru următorii 19 ani. A luat contact cu țările cu economie de piață participând la cursuri în Statele Unite. În 1989 a obținut titlul științific de doctor în economie cu teza Politici ale ratelor de schimb. După Revoluția din 1989, a lucrat la Ministerul Afacerilor Externe, apoi ca reprezentant comercial la Ambasada României din Statele Unite ale Americii. Iar din septembrie 1990 a fost numit guvernatorul Băncii Naționale a României. Repede, 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 mai avem câteva minute, adică 4. 1.08.1949 este data nașterii lui Mugur Isărescu. Calculăm repede, repede, repede. Cifra destinului 9, 19, 23, 32, are o cifra destinului 5 din 3 și 2, are o cifră a zilei de naștere 1, are calități de lider, cifra zilei de naștere fiind 1, extraordinar de bun vânzător de imagine, gestionează foarte bine situațiile de criză, conduce fără ca nimeni să-și dea seama în ce fel conduce, reușește să-i convingă pe toți cei din jurul său, indiferent de situația în care se află, este un bun păstrător de secrete, riscă foarte mult, ascunde, mușamalizează foarte bine acțiunile sale și știe foarte bine să fie ce trebuie la momentul potrivit. Este foarte bun pentru a lucra în parteneriat. Pentru Mugur Isărescu, acesta are o vibrație 8, este o vibrație a ambiției. Este posibil, când ar trebui la întâi, când spun, urmează să-și depună demisia. Și când ar trebui să preia funcția de... Ideal ar fi, dacă tot ar trebui să preia funcția de primar, de premier, ar trebui să facă acest lucru cumva în septembrie. În condițiile în care va prelua funcția de premier în octombrie, lucrurile nu vor fi foarte bune pentru el, întrucât luna octombrie este o lună cu vibrație nouă pentru Mugur Isărescu și nimic din tot ceea ce începi într-o lună cu vibrație nouă nu are parcursul corespunzător. Mugur Isărescu are 2 de 9 numerograma zilei de naștere, preia cu ușurință informații din mediul înconjurător, le prelucrează și le aplică imediat, este atent la detalii, are pe 8 numerograma zilei de naștere. Dacă vrei să îi faci rău lui Mugur Isărescu, lasă-l singur, pentru că cel mai tare se teme de singurătate. Să vedem ce s-a întâmplat, de altfel lucrurile nu stau foarte bine pentru actualul premier al României. Dacă vă amintiți dumneavoastră, v-am povestit despre faptul că anul acesta este un an greu pentru el. Revenim la cartea Constanța, aleșii noștri oameni și ei, pe care am scris-o în 2012, înaintea alegerilor. Viorel Adrian Stan, data nașterii 15 septembrie 1963, primarul orașului Techirghiol. Are o cifră a destinului, ia să vedem, 6, 15, 25, 31, 34, 7 din 3 și 4. Un agitat plin de viață și însingurat, un tip distant, animator, neîntrecut și rece, care permanent simte nevoia de a ști, de a-i se demonstra că e iubit. Intuitiv și analitic, plin de imaginație și tradiționalist, muncitor în esență. Într-un cuvânt, este ciudat și drăguț, nesuferit și cald, îngânfat și atât de la îndemână când ai nevoie de el.
Este un ciudat care, odată atins cu o singură privire, se retrage, se întunecă, se transformă din vâlvătaie în sloi. E gazdă bună, poate fi însă și orgolios, ciudat, ciufut, inflexibil, uneori lăudăros. Nu vă gândiți la răbdare ca la o calitate a sa, vă anunț eu din timp. Nu are, dar are nevoie de rezultate solide, dragoste multă, are nevoie uneori de o cană cu apă rece turnată pe frunte pentru a-l scoate din transă, din muncă. Vibrația localității este 6, oamenii sunt liniștiți, implicați, familiști, responsabili. Primarul se potrivește cu localitatea ale cărei destine le conduce și el are cifra zilei de naștere 6. Până săptămâna viitoare, dragii mei telespectatori, vă doresc să fiți buni, să fiți drăguți, să fiți iertători, v-am spus, să le faceți bine dușmanilor dumneavoastră, pentru că în acest fel ei, veți vedea dumneavoastră, vor avea treabă cu necazurile lor și se vor interesa mai puțin de viața dumneavoastră. La revedere, să fiți fericiți pe săptămâna viitoare!